Bună ziua! Avem un meci foarte, foarte dificil. Mergem în ultimul meci. Băieții sunt bune și vreau să joc un meci foarte bine, unde mergem acolo pentru castigare meci. E un meci de 2 din 3. Da, e un meci final. Bisogna fare bene și come ho detto prima di uscire con 3 punti dalla sepsi. Da, ne așteaptă un meci decisiv. Noi, echipa, am făcut să ajungem în această poziție. Sper să reușim calificare și vom vedea joi cine va fi mai bun. Nicolo, mergeți la victorie? E normal, ai vorbit prima. Noi mereu mergem pentru castigare meci. Și e un meci special, e ultimul meci, unde avem nevoia de castigare meci o fare egal, dar ideea noastră mereu de intrare în terenul de joc pentru fare bine și castigare meci. Este bine că e un teren bun? Da, da. Avantajul vostru? Da, avantajul de toate două echipe. Lor sunt jocând acasă, noi avem, almeno avem un teren bun unde echipa poate face un meci bun. Vă însoțește și finanțatorul? Duce o sticlă de vin respect? Crezi că de fi îndepinați hostilitate la Sfântul Gheorghe? Cred că nu, dar și eu vinul nu bevo, deci avem nevoie de fare meci bună și ne întorcem acasă pentru o mergem pentru play-off. Cum arată un play-off cu TCSB, cu CFR? Da, pasul pe pas. Important e acum ne gândim bine la meci cu Sepsi. Aurelian, pentru voi ești varianta egalului, dar mergeți la victorie? Da, nu mai ai cum să te gândești să faci meci egal. Nu poți să știi. Eu cred că avem o șansă mare. Cum am mai spus, noi am făcut să ajungem în această situație. Nu știu câtă lume credea că ne vom putea califica în play-off. Avem o șansă unică, trebuie să mergem cu încredere și să câștigăm meciul. În 2023, exceptând meciul de la Sibiu, erați neînviși. A fost un accident meciul de la Sibiu? A trecut meciul ăsta. Am avut o perioadă foarte bună. Am câștigat, am 11 meciuri câte am avut fără înfrângere. Asta e, așa e la fotbal, mai și pierzi. Din păcate am făcut un ultimul meci când trebuia să câștigăm, dar nu e nimic pierdut. Am uitat meciul ăsta, mai avem o șansă foarte mare. Sper să o concretizăm. Un avantaj pentru voi că jucați pe un teren bun? Da. Chiar cred că pe noi ne avantajează un teren bun, dar cred că toate echipele își doresc să joace fotbal pe un teren cu un gazon bun. Te aștept la ostilitate din partea celor de la Sfântul Gheorghe? Ostilitate. Mă aștept ca ei să joace cu o foarte mare ambiție, de fapt, cum vom juca și noi. Va fi un meci foarte, foarte frumos, cred eu. Gândul tău este dincolo de acest meci, la meciurile cu CFR, cu FCSB, cu FAR. Da, mi-aș dori să merg acasă după meciul de la Sepsi, să mergem la Constanța, pentru că primul meci de play-off va fi cu ei dacă vom reuși să ne calificăm. Și noi toți credem asta și sunt convins că vom reuși. Pregătești o masă dobrogeană pentru colegi dacă vă duceți în play-off? Da, nu știu, vorbim pe urmă, vedem pe urmă ce facem, nu ne-am gândit la...